Ministerul Educației a afișat rezultatul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat desfășurată anul acesta la Colegiul Nicolae Titulescu din Brașov. Pentru susținerea examenului în sesiunea specială s-au înscris 237 de elevi de clasa a 12-a, aflați în pregătire sau în etapele de selecție pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la Olimpiadele Internaționale pe discipline cât și la diversele competiții sportive, precum și în situația de a participa la examene de admitere în universitățile din străinătate. Notele obținute de olimpici au fost modeste în comparație cu performanțele lor extrașcolare. Dacă de la olimpiade și concursuri internaționale se întorc medaliați și cu premii importante, la examenul de bacalaureat obțin un note mai mici. Un singur olimpic a reușit să obțină nota 10 pe linie la sesiunea specială. În județul Dâmbovița, două elevi au participat la examenul de bacalaureat pentru olimpici. Este vorba de două sportive, membre ale CS Chidava Pucioasa, olimpice la karate, Denisa Ciocoiu și Georgiana Ciocoiu, eleve ale Colegiului Național Nicolae Titulescu Pucioasa. Cele două au obținut mediile 5,86 și 5,85. Examenul de bacalaureat din 2016 va începe în data de 13 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susținută până pe 15 iunie, urmată în 21-24 iunie de proba de evaluare a competențelor digitale și în 27 iunie, 1 iulie de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise de la bacalaureat vor fi susținute pe 4 iulie la limba și literatura română, pe 6 iulie la proba obligatorie a profilului și pe 8 iulie la proba de alegere a profilului și specializării. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 16 iulie.